A spus la petrecere? Dumneavoastră ați fost? Nu. Soția dumneavoastră nu, sau? Nu. Ce zici? 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 Ce dar ce? Am pe fică mea, ce a pățit-o și ea cu cașă. Vorba de ceva cașă în piață. Ăla a fost în cașă, asta știu. Dar unde au fost? Unde au consumat? Unde au cheful? A fost la chef. Asta nu știu, o să vă spun. Unde anume? La ceva local? La ceva petrece? La ceva zi de naștere? Să vă spun, eu nu cunosc. Și de la cașă? Se zice că de la ceva cașă, din piață. Cam câte persoane au ajuns la spital? La revedere! Am întrebat acolo. Eu o să fiu săptămână aici, acum plec. Nu cred. E cunoscut? Nu cunoști? Nu știu. Deci în jurul orei 18 s-au prezentat la cabinetul de boli infecțioase 23 de pacienți care au prezentat febră, frisoane, grețuri, vărsături, stare generală alterată. Au fost internați toți, sunt perfuzați, evoluția lor este momentan favorabilă, au consumat tot felul de alimente. Au fost la o petrecere, ce vi s-a spus, ce ați reușit să vorbiți cu pacienții? Au fost la o întâlnire unde au consumat tot felul de alimente. Ce se... Ai consumat de țean? Da. Ce se bănuiește? Ce aliment se bănuiește că ar fi... Sunt mai multe alimente care... Asta mâine o să se facă analizele și o să vedem. Se vehicula că ar fi consumat brânză majoritatea? Cașcaval au consumat tot felul de alimente. Au consumat sarmale, de toate. Vor rămâne internați? Vor rămâne internați deocamdată. Toți? Sunt și copii sau nu? Nu sunt copii, majoritatea sunt doamne. Cam probabil că au pacienții între 40 și 50 de ani. Bun, însă e aici, dar suntem mas și pe mâine deja am putea. Da, să nu pic. Sunt internați tot. Da. Da, mă.
Cârnaș, da. Nu spune. Ce să faceți, mă? Eu țin cu Simona acolo. Câți pacienți sunt? Ce s-a întâmplat? Ce se suspectează până în momentul de față? Ar fi consumat. Bun, deci au venit 22 de pacienți până în momentul de față, suspectați de o toxinfecție alimentară în urma unui eveniment și sunt în curs de investigare, tratament, se recoltează produse biologice. Să știe ce au consumat? Da, am făcut anamneza, am început investigația epidemiologică. Știm ce au mâncat. Ce anume? Păi au consumat un aperitiv și un meniu cald. Mai exact? Mai exact, sarmale, guiaș, deci mâncăruri specifice. Și unde anume? La Apa Sărată. Se vor face controle acolo? Da, urmează. Deci investigația este în curs de derulare. Deci în momentul de față, mai multe, nu știu să vă spun, pacienții, majoritatea femei se simt destul de rău și nu prea am putut vorbi cu doamnele. Că sunt din cadrul Consiliului Județean? Da. Și președintele se află printre... Nu. Mâncarea este chiar de acolo preparată de ce, de la restaurant? Deocamdată nu știu, de colegii mei din structura de control s-au dus să vadă despre ce este vorba. Mâine vom avea mai multe informații. Toți pacienții au reușit să mănânce din toate preparatele? Sau nu, momentan... nu neapărat. De la caz la caz. Ce credeți că ar fi? Deci eu am nevoie să-mi prelucrez informațiile. Deci mai multe nu vă pot spune că nu știu. Trebuie să mi le așez, să mi le sortez, să mi le validez. Deci am nevoie de răgaz. Este tot ce vă pot spune. Între 35 și 60 de ani. Sunt adulți, în forme ușoare și medii. Sunt sub tratament, sub supraveghere. Nu au fost cazuri grave. Deci este... Cam câte persoane au fost în total acolo, să știe? Deocamdată, pot să vă spun, aproximativ 80. Dar nu am cifra exactă. Nu știu. Vom vedea. Mâine dimineață voi relua investigația. Eu chiar nu, absolut nu înțeleg nimic. Eu în momentul ăsta am ajuns în Baia Mare și acolo a fost... colegii de la Consiliul Județean, angajații Consiliului Județean, la o masă de socializare. Și-a sărbătorit președintele ziua? Alo? Și-a sărbătorit președintele ziua? Ziua președintelui, eu din câte știu, sper că nu greșesc, că este pe 31. În avans. Eu știu că nimeni nu se sărbătorește. Înțeleg. Bun, dar ce s-a consumat acolo? Unde s-a petrecut toată povestea asta? Și rămân aici peste noapte pentru supraveghere. A fost o masă gândenească. Da. Și s-au servit produse tradiționale. Și bun, și când s-au simțit oamenii rău? După ce au mâncat ce? Nu pot să vă spun, pentru că eu am aflat după ce deja dumneavoastră știați înaintea noastră, pentru că a fost un câmp mai deschis, habar n-au avut și nu s-a plecat, nu au plecat toți în același timp, au fost oameni cu mașină, au fost oameni care au plecat într-un sistem organizat și nu s-a simțit bine, habar n-am ce s-a întâmplat. Dumneavoastră ați consumat alimentele acelea? Tot ceea ce se întâmplă. Dumneavoastră ați consumat? Da, sigur. Și sunteți ok? Sunteți ok, n-aveți probleme. Dacă vorbesc cu dumneavoastră, sunt ok. Bun. Am consumat și caș, am consumat și slănină, am consumat produse tradiționale. Și a fost o